dragi prieteni, astăzi o să fac un puzzle cu spațiu. Cam este de băieți. Da, nu știu dacă le plac și fetelor, dacă au tablete. Și hai să începem să construim. Sunt chiar multe piese și trebuie să mă uit pe o hartă. Așa de mare cât puzzle-ul. O să fie greu de terminat. Da, nu este cazul să... Ce să mai spun? Că nu mai spun. Deci, sunt multe piese, cum v-am spus, și nu mai am niciuna pe aici. Prima dată să începem cu piesele astea. Astea sunt foarte importante. Așa cred. Da, Alex, bă, ce faci? Cred că ăsta e cumva soarele. Da, nu contează. Contează că trebuie să-l fac. Și ăsta ar veni, cred că aici. Nu. Aici. O să-mi trebuiască și de ăsta, dar poate nu chiar. E de aici. Poate nu-i de la liniar. O da. Yes! Am găsit un colț, o da. Am găsit un colț, o da. E așa de greu. Doamne mereu. De mine. Dragi copii, continui puzzle-ul până îl termin, că doar nu stau degeaba aici, că doar puzzle-ele sunt de făcut, să te joci cu ele, să le împrăștii, te-ai împrăștiate cu ele, că doar nu e cu cantitate. Și dacă eu nu știu să fac tot puzzle-ul și mă mai ajută puțin mama, nu e bai, pentru că doar eu sunt copil, nu sunt, v-am spus eu, adult. Astăzi o să fiu normal. Adică în filmulețul ăsta, nu chiar eu asta, că n-am fost chiar așa de bună, dragi prieteni, tati vrea să fac 1000 de dale de filmulețe. Și dacă aveți și voi puzzle-ul acesta, să-l construiți. Ca să faceți și voi filmulețe ca mine. Că eu am primit, cred că 200 și ceva de like-uri. Și dacă am primit multe like-uri, înseamnă că toți le-au plăcut. Da, desigur. Dragi prieteni. V-am mai spus o dată, dar mai vreau să vă spun. Dacă voi aveți puzzle-ul ăsta, să-l faceți. Că doar nu stăm cu el degeaba. Că atunci înseamnă că nu ne place de el și îl aruncăm sau le dăm la alți copii.
dragi prieteni, puzzle-ul am terminat. Și e foarte tare să termin un puzzle. Foarte, foarte tare.